conștienți că trebuie să ne valorificăm recoltele, mai ales acum când se preconizează o criză alimentară. Este foarte important ca dumneavoastră, legumicultorii, să aveți piață de desfacere pentru produse, să nu mai fie nevoie să exportăm recoltele la prețuri mici și să importăm produse procesate la prețuri mari. Este foarte important ca aceste recolte ale noastre să rămână aici, în țară, pentru noi. Este important să ne hrănim sănătos și să ne hrănim cu produse românești. Vreau să știți că Partidul Social Democrat a venit la guvernare într-un moment grav pentru noi și a venit cu soluții bune, a venit cu proiecte bune, inclusiv pentru agricultură, și vă rugăm să aveți încredere în Partidul Social Democrat și în toate măsurile pe care le luăm. Vreau pentru cei care nu mă cunosc să vă zic că sunt sau am origini din Matca. Bunica mea este Dorobăț Elena, fostă Filimon, sunt nepoată de al lui Dorobăț Pavel. Dumnezeu să-l ierte. Vin cu drag la dumneavoastră oricând este nevoie. Am o relație foarte bună cu domnul primar, pe care îl respect și îl apreciez pentru tot ceea ce face. De curând vreau să vă zic că fac parte și din Comisia de Agricultură. Sunt printre puținii deputați cu trei comisii principale și am vrut să ajung acolo tocmai pentru ca să pot fi de folos și să las și eu amprenta faptului că am ajuns aici și susținută de dumneavoastră. Sper să vă simțiți bine, vă mulțumesc că ați venit și vă doresc, fiind și înainte de sărbătorile pascale, vă doresc sărbători fericite dumneavoastră și familiilor dumneavoastră. Mulțumesc! Numai bine!